despre acuzațiile care vi se aduc? Vă rog, cum comentați acuzațiile care vi se aduc? Domnul Hodiș e nevinovat, ca de altfel și domnul Păturescu. Da. Au fost condamnate alte persoane pentru moartea inginerului Gheorghe Ursu. Am înțeles. Așteptăm soluția finală. Bărbatul din imagini este Vasile Hodiș. Post ofițer de securitate i-a acuzat că l-a bătut pe dizidentul Gheorghe Ursu până ce l-a lăsat fără suflare. Astăzi s-a plâns în fața magistraților că este emoționat și nu poate răspunde la întrebările acuzării. A încercat să scape de presă, alergând spre ușa din spate. Cazul a fost redeschis doar după ce Andrei, fiul lui Gheorghe, a intrat în greva foamei. Povestește cu groază prin ce a trecut părintele său. S-au năsprit loviturile, au început să lovească la abdomen, se plângea de dureri foarte mari, se ținea de burtă când venea și spre final, în noiembrie 1985, a fost adus cu pătura de la o anchetă la Pârvulescu și Hodiș. Inginerul Gheorghe Ursu este unul dintre cei mai cunoscuți luptători împotriva regimului comunist. La începutul anilor 80, trimitea scrisori la Europa Liberă, afișa manifeste împotriva lui Ceaușescu și încerca să creeze o rezistență intelectuală împreună cu prietenii săi, Dan Deșliu, Nina Casian, Geo Bogza și Radu Cosașu. A fost arestat pe 21 septembrie 1985 pentru că a refuzat să-și toarne prietenii la securitate. A murit pe 17 noiembrie 1985 în spitalul penitenciar Jilava. Inculpatul Pârvulescu, care m-a anchetat și pe mine și mi-a aplicat aceleași metode brutale pe care le-a folosit și în cazul Ursu. Când a fost arestat, Gheorghe Ursu n-a fost acuzat direct de propagandă împotriva orânduirii socialiste, deoarece Ceaușescu nu mai voia procese cu temă politică în România. De aceea, dușmanii neamului, așa cum erau catalogați, erau acuzați de diverse fapte înscenate. Lui Gheorghe Ursu i-au găsit 17 dolari și l-au arestat pentru operațiuni cu valută. Același lucru i s-a întâmplat și jurnalistului Petre Mihai Băcanu, care azi a dat declarații în procesul lui Gheorghe Ursu. La vremea respectivă nu ieșeai de la securitate până că nu acceptai un proces de drept comun. Procesul a mai avut încă doi inculpați, foștii miniștri de interne George Homoștean și Tudor Postelnicu, care au fost acuzați de complicitate. Aceștia au murit între timp.